Este acum alături de noi primarul sectorului 1, Daniel Tudorache. Mulțumesc, domnule primar. Dacă ne aude domnul Tudorache. Da, eu vă aud. Vă aud foarte bine. Bună ziua. Bun. Cum vedeți noile cifre? Peste 1000 de cazuri într-un timp atât de scurt, e o întreagă retorică în sensul ăsta. Știți, în general, oamenii au devenit așa neîncrezători. Văzând cum se comportă președintele României, văzând cum se comportă primul ministru, la primul ministru am văzut acele poze, la președintele României am văzut cum s-a comportat la întrunirea de la Bruxelles, deci nepurtând mască. Deci dacă ei ne spun nouă și ne obligă, așa zice lumea, eu mai vorbesc cu oameni foarte mult pe stradă, ce domnule, dacă ei ne obligă să purtăm mască și ei nu o fac, atunci înseamnă că poate nu e chiar atât de grav pe cât spun. Deci până la urmă, știți cum se spune, peștele de la cap se împute. Deci vă întreabă oamenii din sector, da. Domnule, cum facem cu măștile astea? Că e adevărat, exact. Domnule Tudorache, ca să fim echidistanți, au fost politicieni de toate culorile politice fix în aceeași poză. Mi-aduc amintești de domnul Mitralieră de la PSD, mi-aduc amintești de domnul Buzatu, și de domnul Iohannis și de toți cei care au făcut același lucru. Da, dar gândiți-vă, una e să-l vadă pe președintele României și asta, alta e să vadă un deputat. Deputatul Rădulescu e un simplu deputat. Păcând președintele României sau prim-ministru sunt totuși cei mai reprezentativi oameni ai momentului ai României. Da, e clar că unele imagini sunt greu de înțeles chiar și pentru cei care ar vrea să găsească explicații, dar eram curioasă apropo de această perioadă în care începem să vorbim de carantina asta, de izolarea, corect ar fi mai degrabă carantinarea anumitor zone. În sectorul 1, în cazul în care ați avea, nu știu, mai multe cazuri într-un loc, e posibil să închizi cumva? Că mă gândeam cum am putea aplica asta la nivelul Bucureștiului pe fiecare sector în parte. Nu cred că vom ajunge la nivelul Bucureștiului. Parcă ultima dată am avut undeva la 115 cazuri la 3 milioane de locuitori. Vă dați seama că noi nu o să ajungem niciodată la acel barem pe care se impune ca să intri în carantină. Dar care este problema Bucureștiului? Sunt spitale specializate pe COVID. Mă refer la Balș, în primul rând. La celălalt spital al primăriei Capitalei, Babeș. Deci, când se înregistrează bolnăviții de COVID, se înregistrează în primul rând cei care vin acolo. Dar, în general, vin la cele două spitale renumite, ca să zic așa, sau specializate, oameni din toată zona sudului, și automat pe ei înregimentează la București. Nu cred că e normal, da? Asta este. Deci primele cazuri când am venit undeva în martie, aprilie, când primeam situații cu persoanele bolnave de sau suspecte, bolnave, măcar de. Suspecte, exact, de coronavirus, când dădeau pe sectoare. Deci cele mai multe cazuri erau pe sectorul 2, pentru că acolo sunt spitalele de COVID, cele mai importante ale Bucureștiului, ceea ce nu e normal. Da, știți ce voiam să vă întreb? La un moment dat, într-unul dintre dialogurile noastre, îmi spuneați de CT-ul acela s-a mai rezolvat chestiunea, adică așteptați autorizarea. Deci, exact, în momentul de față, deci au trecut 2 luni de zile de când el funcționează, deci este amplasat pe poziție în curtea spitalului și el încă așteaptă avizele de funcționare de la DSP, de la CNCAN. Deci gândiți-vă, deci este primul CT din România care a fost adus, am mai adus acum la primăria Capitalei, undeva la Babeș, din câte am înțeles de la primarul general. Bănuiesc că și acel CT va trece prin aceleași chinuri prin care trecem noi la Balș. Deci să-l ai de 2 luni de zile în curtea celui mai mare spital din România specializat pe coronavirus și să nu primești avizele de funcționare, cu toate că el funcționează, da. Da, există o instituție, domnule Tudorache, către care v-ați putea adresa, nu știu, cu o petiție, cu o solicitare, cu memoriu, cu ceva? Da, deci sunt două instituții, DSP-ul și CNCAN. Am făcut solicitări și au zis, da, îl verificăm și urmează să primiți. Deci se ocupă Balșul de aceste avize. Eu tot sper ca măcar în al doilea val, când intrăm în al doilea val, să fie funcțional, adică să îl poată folosi. Vă dați seama, acel CT poate face la 1000 de teste pe zi, deci persoane să le verifice. Eu zic că este o chestie nemaipomenită pentru un spital și în asemenea pandemie, dar vedeți că jocurile politice parcă depășesc orice imaginație.
Da, păi ținând cont că sunt alegeri în 27 septembrie, da. Mai sunt, că am văzut și aici, stați așa, că am văzut și aici că ar fi o discuție. Așteptăm, da, deci așteptăm. Poate să fie, poate să nu fie, deci noi le așteptăm. Dacă guvernul dorește, le vom face, dacă guvernul nu dorește, nu le vom face. Deci până la urmă, dacă se vor ține sau nu se vor ține alegerile, ținem doar de guvern. În primul rând, datorită acestei pandemii. Dacă numărul de bolnavi pe care îi raportează ministerul crește și ajunge la 2000 sau 2500 pe zi, vă dați seama că se pun multe semne de întrebare dacă data de 27 septembrie va fi o dată corectă pentru alegeri. Bun. Domnule primar, ce facem cu școlile, grădinițele din sectorul 1? La un moment dat ajunseseră și la noi această supărare evidentă a oamenilor în mai multe sectoare legată de fapt de grija că nu au unde să-și lase copiii. În sectorul 1 cum s-a rezolvat asta? Deci în sectorul 1, în acest moment, grădinițele și școlile pe perioada verii sunt deschise, deci școala, grădinița de vară și creșa sunt deschise. Deci la grădinița am undeva la 820 de copii care s-au înscris, care au solicitat, și la creșă undeva 350, ceva de genul ăsta. Deci copiii, unii de pe 22 iulie, creșele le-am deschis de pe 22 iulie și grădinițele de la 22 iunie și grădinițele de la 1 iulie. Deci funcționează de ceva timp. Și uite că nu sunt probleme absolut deloc. Bun, deci în principiu lucrurile sunt funcționale acolo. Da, deci la grădinițe și la creșe sunt funcționale. Așteptăm acum să vedem ce vrea să facă guvernul cu școlile. Noi ne-am pregătit și pentru școli. Deci noi suntem într-o licitație pentru a cumpăra tablete pentru toți copiii din școlile de pe raza sectorului 1. Și noi cu aceste tablete putem să-i ajutăm pentru școala online. Dar până la urmă, adevărata școală se face în clasă totuși. E adevărat, dar aici rămâne de văzut cum se va rezolva. Așa că am văzut este. Că până da, la urmă încercăm, fiecare vedeți, școală trebuie să se ocupe și să ia o decizie, lucru care e un pic ciudat așa. Totuși. Așa este. Și vă dați seama, deci dacă nu se deschid școlile pe 15 septembrie, să vină guvernul să spună, domnule, pe 27 septembrie ținem alegeri, parcă totuși sunt multe semne de întrebare. Eu atâta pot să spun că sunt semne de întrebare. Dacă școlile se deschid, cu siguranță alegerile se vor ține fără probleme. Dar dacă nu se deschid școlile, cum poți să ții alegeri pe 27 dacă n-ai școlile deschise? Vreau să vă mai întreb, am văzut pe Facebook, da. E o oarecare supărare cu blocurile dintre case. Bine, de-a lungul timpului, apropo de sectorul 1, din ce am observat, e o discuție, apropo, și de nou PUZ. Se întâmplă ca spațiile dintre case să fie ulterior, să răsară acolo blocuri? Care e supărarea? Deci, în momentul de față, pentru că noi în București avem un PUG care este din 2000, deci sunt anumite zone unde se permitea construirea de bloculețe, de blocuri, spunem. Deci în momentul de față, prin obținerea unui PUZ zonal, ei își pot construi bloculețe între case. Dar prin nou PUZ pe care noi l-am inițiat și ne chinuim efectiv să-l aprobăm, deci pot să spun că azi am scos avizul de la mediu, intrăm la MEDERAP să obținem și avizul, după care mergem în Consiliul General. Deci, noul PUZ reglementează toată zona de case. Acolo unde sunt case, vor rămâne case. Vom reglementa. Pădurea Băneasa va rămâne pădure fără să mai defrișești și să construiești în interiorul pădurii Băneasa. Sau mai mult, la Parcul Herăstrău. Deci, în Parcul Herăstrău nu se va umbla pentru că acest PUZ nu reclementează Parcul Herăstrău pentru că nu este în subordinea primăriei de sector. Bine, am spus aceste lucruri pentru că contracandidații mei m-au acuzat că voi construi în Parcul Herăstrău. Deci n-am cum să construiesc pentru că n-am voie. Nu este în administrarea sectorului 1. Sau m-au acuzat că noul PUZ defrișează pădurea Băneasa. Este exact invers. Deci sunt dezinformări. Asta fac. Dezinformează și cu atât se ocupă. Păi da, e și perioada de campanie electorală, acum pe de altă parte nu sunteți de... Da, dar nu e normal să minți.
E adevărat, poți să spui, domnule, eu vreau să fac asta, dar nu să minți efectiv cu bună știință. Nu, nu sunt convins că ei nu știau că pădurea sau pădurea Băneasa nu se, prin nou pus nu se va mai putea construi. Da? Ei spuneau exact invers. Da, apropo de spațiile verzi, pentru că sectorul 1 nu-mi dau seama din punctul deci ăsta de vedere. Da, deci se reglementează și acest lucru între blocurile construite până în 90, era acel spațiu verde dintre blocuri. E adevărat, după Revoluție, prin instanță au câștigat mulți acele terenuri. Da, dacă le-au câștigat, acele spații rămân spații verzi. Deci am reglementat și acest lucru ca fiecare spațiu verde să rămână spațiu verde, deci nu se mai poate construi. Marea durere în general a oamenilor, indiferent de sectorul în care locuiesc, este că în spațiile dintre blocuri, dintre case, acolo unde poate dintre blocuri, da, erau fie părculețele pe care și le amenajaseră. Și cred că marea pierdere pentru oameni ar fi dacă aici s-ar modifica lucrurile. Cred că aici deci, e de explicat. Deci aici a modificat, deci dacă puzzle va trece, aceste locuri de joacă sau parcări, depinde ce existau înainte de 90, vor rămâne așa cum au fost ele inițial concepute. Vor rămâne ori parcări, ori locuri de joacă. Chiar dacă cineva a câștigat în instanța acel teren, va trebui să fie obligat să păstreze spațiul verde sau parcarea respectivă. Asta înseamnă că trebuie să despăgubească ulterior primăria în cazul în care... Asta este, decât să construim bloculețe între alte blocuri, mai bine ajungem la soluția asta. Deci, teoretic, sau cel mai bine era ca instanța să nu le dea câștig de cauză celor care au solicitat acele terenuri, da? Eu nu pot acum să spun de ce a făcut instanța într-un fel sau altul, nu e treaba mea, dar eu cel puțin trebuie să protejez acele părculețe sau acele locuri de joacă și acele parcări dintre blocuri. Apropo de parcări, că tot vorbim și ne apropiem de alegeri, există vreo variantă? Sinceră să fiu, încerc să-mi dau seama și la nivelul Bucureștiului, luat așa în sine ca municipiu, cum am putea să rezolvăm chestiunea parcărilor, dar în sectorul 1, din ce mi-aduc aminte, locuind o perioadă acolo, e jale în continuare. Da, este într-adevăr, dar cred că am găsit o soluție împreună cu Primăria Capitalei. Noi știm că în sectorul 1 jumătate din locuitori stau la case și marea majoritate a cetățenilor care stau la case ne-au solicitat să închirieze spațiul din fața casei respective. Deci pe stradă, dacă strada permite, să-și închirieze locul de parcare din fața casei. Acest lucru vom face, deci până la alegeri vom reuși să închiriem acele locuri din fața casei, fiecare. Și din punct de vedere al infrastructurii, că și aici e o discuție, dacă au fost funcționale acele sunt acele chestiuni, garduri speciale, apropo de mers pe care le-a pus primarul general. Au fost o felul de păreri? Da, și nu-mi dau seama dacă în cele din urmă e opțiune. Eu aș zice că, sincer, îi ține pe șoferi mult mai atenți pe unde merg. Asta e o variantă. Este într-adevăr. Eu am văzut, Primăria Capitalei a pus și în sectorul 1, am văzut că șoferii respectă. Chiar dacă în primele zile când au apărut acele garduri strâmbau din nas, ca să zic așa, și erau mai nervoși, dar cu timpul s-au obișnuit și stau în coloană, stau la coadă, stau la stop. Eu zic că o chestie benefică. Ce vreau să mai spun cu acest spus, pentru că o mare parte din zona de nord a sectorului, noi avem undeva la 900 de hectare unde nu avem pus. Este un teren. A fost terenul CAP Otopeni, din câte mi-aduc aminte, 90. Acum este în interiorul Bucureștiului și acea zonă de 900 de hectare, noi nu avem pus. Deci nu putem trage rețele, nu putem pune asfalt. Și gândiți-vă că sunt în acea zonă blocuri care au fosă septică. Deci noi nu putem, din cauza faptului că nu avem pus, că este blocat pusul, să-i racordăm pe cei oameni la utilități. Bun, am văzut, ne-au trimis niște prieteni comuni fotografiile de la poștă, care nu sunt cu primarul sectorului 1, nici n-ar trebui să fie nici cu. Da. Nu știu, poate că acolo ar fi trebuit să fie președintele României, nu un consilier al primului ministru care, nu știu, întâmplător este și sau va fi candidat la primăria sectorului 1. Nu știu, am ajuns parcă
Acum toată lumea fură startul campaniei, da. Dar aici e o instituție publică totuși. Da. Nu se poate ca într-o instituție publică să-ți faci campanie electorală. Așa cum își face campanie, același personaj își face campanie electorală și în școli, ceea ce e interzis, bănuiesc că ei consideră că dacă sunt la putere, mă refer strict la PNL, li se permite orice, să încalce orice regulă și să desconsidere pe ceilalți contracandidați. Da, va fi o campanie electorală interesantă, să fiți siguri că măcar noi o să stăm și o să vă întrebăm, măcar cât să ne uităm să înțelegem cine, dacă apucăm să vedem ziua cine alegeri. Minte și cine spune corect. Exact, fapt, mă rog, să fim, știți cum e, eu cred că în campanie electorală orice va fi posibil, sper doar să avem o limită de decență, indiferent despre ce culoare politică.